Salut și bine v-am găsit la un nou episod din The Sims 4, hai să continuăm. Data trecută mă gândeam să-l mut pe Max Junior cu Zoe undeva într-o casă. Faza e că nu știu dacă te lasă să faci chestia asta. Uite tipul ăla care vine să fac curățenie. Are ceva burtă tipul ăsta, ar trebui să-l trimitem pe la sală. 47 de bonus, nu mi-a mai mulți bani decât celălalt, mă gândeam că poate e mai scump sau ceva. Max Junior, tu în cât timp trebuie să te duci la muncă? 5 ore. Mă gândeam să o chem pe Zoe, dar nu mai avem timp. Ce ai tu de gând să faci? Te bagi la calculator? Da, se bagă și se joacă, îi crește nivelul la gaming. Iar Andreea ce face? Andreea e pe chat. Bun. Hai să vedem, Max unde e? Stai puțin, unde e Max? What? Zice go home, dar nu știu unde e. Go home, unde ești? What? Unde e Max? Ați văzut când dau click aici? Nu mi-l arată ca și cum ar fi acasă. Asta e ciudat rău de tot. Este foame. What? Unde e Max? Go home. Du-te acasă. Unde ești? Oameni buni, Max a dispărut. Nu știu unde e. Ok. Oricum el începe munca în... stai. 21 de ore. Faza că e foame. S-ar putea să moară de foame. Și nici nu știu unde e. Nu pot să-l accesez. Julissa e la muncă. Asta e ciudat. Nu mai ținem minte unde l-am lăsat, dar oricum ar trebui să pot să-l trimit acasă de oriunde ar fi. Bun. Asta care fac curățenie. Max Junior starts working about 1 hour. Ok. Se duce la muncă într-o oră. Are energie. Are energie. Ok. Și își mai ește energia foarte tare că stă pe patul ăsta scump. Mă gândesc să mai cumpăr încă un pat de ăsta scump. Ia stai să văd cât costă. Ia să ne uităm noi. Beds. 12.000. Și avea bani de încă unul de ăsta scump. Și hai să-l cumpărăm. Îl vinde pe ăsta pentru 600. Și pe ăsta o să-l punem uite așa, în locul ăla. Ei, și avem două paturi de astea scumpe. Astea îți măresc, dar de fapt stai așa. Vreau să cumpăr să fie altfel. Ce culoare să fie? Alb? Da. Paturile astea îți măresc energiul foarte rapid. Și ai nevoie de chestia asta. Tu ar trebui să te duci la muncă. Ia fost tu repede și fii tough guy. Ce trebuie lui pentru upgrade? Reach level 2 mischief, ok. Max, unde-ai fost? What the fuck? Pe bune. Ești cel mai ciudat bug. A fost plecat undeva și apăsam pe el și nu m-a lăsat să... îl acționez, să văd unde e. Da, numai el știe unde a fost. Bun, faci ceva de mâncare, pornești la muncă în 17 ore, trebuie să mai faci, trebuie să mai bagi niște mobile app, dar întâi dă-i un brisk shower și după asta, stai așa, ai făcut de mâncare? Ai făcut de mâncare, eat chicken, stai, chicken cum? Sali, what? Saltimbocca? Saltimbocca, ce-i asta? Arată parcă e un piept de pui la grătar. Cu ceva sos. Ok, și să-l punem să fac mobile app în continuare. More choices program. Sau el făcea video game. Hai să facă video game-ul. Că din ăla am zis că poți să faci destul de mulți bani.
în comparație cu un mobile app. Bine, trebuie să facem și mobile app-ul ca să facem upgrade-ul la muncă. Da, oricum. Cât mai are el la să facă jocul? Că nu-i make a video game, dar nu-ți arată, înainte mi-a arătat cât mai are exact. De data asta văd că nu mi-a arată. Să facă pe el în curând. Să dai use. Cine poate să repare? Am văzut că e stricat ăla de acolo. Andreea, ia fuși tu și repară ăsta. Nu de alta, dacă costă $2000 să-i dau replace și nu am așa ceva. Aha, uite acum. What? S-a apucat de chat? Sper că nu. More choices. Uncomfortable. De ce? Needs amusement. Nu te așeza tu, aveam treabă. Play the refuge. What? Aveam treabă aici. Mac Jr. a făcut 63 de bonuți azi. Nu știu, îl plătesc așa bani de semințe sau ceva. Dar sper că o să facă bani și el mai mulți în curând. Ok, el să-și mărească fanul. Needs amusement. Tired from low energy. Mai e... Nu mai are nevoie. Are nevoie de somn. Hai să-l trimitem să doarmă. Pe bune. $1000 să dau replace la ea. Sleep. Și cine să se ducă să repare? Cine e liberă? Andreea. Nu, Andreea, tu du-te și, du-te și repare ăla. Nu, nu te băga în patul ăla. Așa, între timp Max o să fac acolo. Energy-ul. Trebuie să scoate cu gunoiul ăsta. Știu că n-ar trebui să fac neapărat chestia asta, dar îi mai ajut și eu un pic. Că dacă lasă gunoiul în casă și rămâne așa, e aiurea. Așa, trick common upgrade parts. O să folosim și upgrade parts-urile astea la un moment dat. Roxana săracă nu mai are să doarmă. Sunt o grămadă de paturi aici. Eu știu, mă gândesc că ar trebui scoase una din ele și eventual cumpărat încă un de ăsta foarte scump. Putem să facem și asta. Tense? De ce? Romantic sim needs to show love. Ok. Pe atunci, take steamy shower. Să nu mai fi tense, așa. Tu ai tough guy în 13 ore. Totuși îți trebuie mischief. Hai să-i facem mischief-ul lui. Mai întâi, du-te și dă-i un... have a quick meal. Dă-i și tu un milk. Bea niște lapte. Nu dezbrăcați, sper. El săracul vrea să facă un duș. Trebuie să facă și duș, într-adevăr. Avea el o idee bună, că hygiene-ul e cam low. Dar o să... Să trebuiască să-i facem mischief skill-ul. Să câștige mai mulți bani la muncă. Dar nu-i, nu merge hunger-ul deloc cu asta? Păi și tu un garden salad, vezi dacă merge. Dar nu crește deloc hunger-ul cu lapte. Lasă-l acolo și fă-ți o salată atunci. Și poate așa o să-ți crească. Faza e că și energy-ul îi scade. A ajuns la level 2 la cooking. A, măcar o salată poți să faci, că nu e chiar așa de greu. Uite la Roxana, ea deja ceva, ce face niște clătite, cred. Ha? Niște pancakes, oare? Să vedem în curând ce face ea. Asta îl ducem și noi afară. O să-l ia de afară, dar faza e că dacă stă înăuntru le dă bad environment și nu vreau asta. Oho, nu da foc, te rog, te rog. Abia le-am dat, le-am recumpărat. Nu de alta, dar nu, te costă o grămadă de bani. Ia uite. Băi, Roxana, crezi că... Sau nu e Roxana, e Julissa. What? Julissa, ce-ai făcut? Tot timpul le confund.
Deci să trebuiască să-i schimb coafura odată. Dar trebuie să știu, e un cod pe care îl bagi în consolă. Și o să mă uit eu după el. Ca să poți să-i schimb coafura și tot ce vrei pe ea. Bun, Max Junior, tu ai nevoie de un shower, take shower. Ia bagă un cold shower de data asta. Și până la muncă ai 10 ore. Ai suficiente ore încât poți să te duci afară să faci un pic de mischief. Persoana asta, de exemplu, rude introduction. Hai să vorbim cu ea. Să dăm o rude introduction. Uitați-vă puțin ce față plictisitare. Ha, mă, unde ești? What? Stai puțin, da, măi. Sexy pose, what? Uite cu ăsta vor... Flirty, rude. Rude. Mai dar nu merge rude la nimeni. What? Uite asta parcă e un max mai gras. De ce nu merge să dau la nimeni rude? Work for Max starts in about 1 hour. Ok, Max se duce la muncă într-o oră. Așa că ne facem un inamic acum. More choices, mean, nu mean, mischief. Scare, hai să-l speriem. Nu s-a speriat. More choices, mischief. Invite to fake party, îl invităm la o petrecere care nu există. Crește skill-ul, nu-mi dau seama că îmi crește la mischief, ar trebui. Nu vrea. Mischief. Trick with hand buzzer. Înseamnă că merge. Trick with hand buzzer. Nu merge, uite-mă și ăsta îmi face aceeași chestie, deci trebuie să găsești pe unul care nu se pricepe. De exemplu, tipul ăsta, rude introduction. Public enemy. Ne facem o grămadă de dușmani. Oh, s-a enervat. Uitați-vă ce nervos e. Provoc. Rant and rave. Oh, ce nervos e. Batanabe, Abimo Yaf. Forgotten test. For an art school there is sure is a lot of essays, writing, okay. Fine study. Okay, să-și găsească un study group. She passes but not by much. Ok, a trecut măcar. A luat o notă bună. Complain about problems. Stai așa, înainte să te duci la somn, they complain about problems. N-a mers. Încă e angry. Du-te și dormi. Du-te și dormi în patul ăsta. Sleep. Holy shit, du-te la muncă. Nu missing work. Du-te la muncă acum. Max, ce faci? What? De ce face missing work? De ce nu se... Eu înțeleg. Deci ei trebuie să ducă la muncă automat singuri. Și nu se duce la muncă azi. A decis el așa că el pur și simplu n-are chef. Și ce vrei să faci? Sau să vorbească. Bun, păi dacă nu te duci tu la muncă, fă altceva. Du-te aici și dai more choices. Program. Și dai continue making video game. Dacă chiar ai de gând să chiulești de la muncă chiar așa. Aiurea totuși că nu, adică ei ar trebui să fac chestiile astea singuri. Nu ar trebui să stau eu să mă uit, bă, ăsta se duce la muncă sau nu se duce. Pun chestiile astea afară și o să... Meargă cineva să le ducă la gunoi la un moment dat. Îți vede cineva liber? Andreea. Poți să te duci să dai un clean up. Ei, și având în vedere că sunt afară, nu o să-mi dea bad environment înăuntru în casă. Și cred că e de mai bună. What? Cine a lăsat salata asta pe jos? Chiar nu-mi dau seama de ce ar face chestia asta. Cât de tare ar fi să vină cineva să strângă așa chestiile astea.
Să le pun așa, lângă gunoi. Automat. Hai repede. Deci m-am gândit, m-am uitat prin comentariile voastre și am văzut că vreți să cumpărăm o casă de aia mare. Sau cumpărăm o cabin-ul ăla. Cred că asta o să fac până la urmă. Cumpăr cabin-ul și acolo facem petrecere de Halloween. O idee mai bună așa. Că și așa nu poți să inviți foarte multă lume. Poți să inviți, am presia, 20 persoane maxim. Și cabana e perfectă pentru noi. Cabana la care mă refer e... Stai așa. Ori asta, Cabin von River Woods, care e foarte tare, v-am arătat în episodul trecut. Ori asta de aici. Asta e ceva mai mare, are loc afară. Ia să mă uit. Hai să ne mai uităm la cabins. Să vedem o casă. Uite, și asta e faină. Și asta ar merge ca o... Dar e foarte mare, e prea mare. Nu cred că merge pentru petrecerea de Halloween. Din câte știu eu, Halloween e pe 31. Și probabil pe atunci o să facem un episod special. A framed cabin? What? Ce tare e asta? Forest Creek Cabin. Holy shit! O vreau pe asta. Și are și lac și... Wow. Echo Cabin. Ăștia au și avion acolo, ați văzut? Cabin room. Ca să-ți faci tu... Pe bune de nou aș face eu o casă. Și să puteți să o downloadați voi după aia. O să facem și asta la un moment dat. Chiar vreau să fac o cabană. O să mă uit după un model și o să ne apucăm de treabă în unul din episoadele următoare. Și pe aia vreau să puteți doar să dați search după numele pe care îl pun și veți putea downloada... Să jucați și voi în casa respectivă. Fă mai multe episoade cu Sims 4. Mișto caracter. Da, e fain că puteți să găsiți caracterul și în curând o să puteți găsi și casa pe care o să o fac. Ceva noutăți pe aici? Nu încă. Da, vezi, costume de genul ăsta vom avea de Halloween. Și le vom lua de aici, din comunitate. Ok. Max, dacă tu tot n-ai chef de muncă azi, sper să nu-i afecteze munca foarte tare. Dar o să facă videogame. Hai că aproape l-a terminat. Max Junior, tu ce faci? Ți-ai luat energia? Ți-ai luat-o. Repede, ai nevoie de un use aici. Și altceva. Și fanul e cam low. Dar în principal îți este și foame. Ceva făcut aici? Excellent. Eat garden? Nu eat garden. Nu mănânci grădină. Eat garden salad, am vrut să zic. Andreea a adus 184. Nu au foarte mulți bănuți. Ia să vedem la Andreea ce are nevoie pentru upgrade. Reach level 3 painting skill. Deci trebuie să facă niște picturi. Și nu am pus astea degeaba aici așa. What? Cine a făcut floricica asta? Classic painting. Mai, eu aveam 3 de-astea aici. S-a stricat una sau ce? Ok, trebuie să fac skill-ul ăsta. Și pe aia successfully research art reference twice. Deci trebuia să spun la calculator să fac research. Bun, Max își face... uite, a terminat jocul. Cum să se numească jocul ăsta? Ce nume să-i dăm noi jocului? Chiar nu-mi dau seama ce aș putea să zic. Survival. Stai și mă gândesc ce nume aș putea să-i dau. Survival în pădure. Survival în pădure. Deci ăsta e jocul Survival în pădure. Să vedem câți bani ne face. Și nu pleca încă, dă-i un program și dă-i make mobile app. De aici o să ne luăm noi banii pentru următorul upgrade la job.
V-am zis, sper să nu-mi afecteze jobul foarte tare faptul că lipsește azi de la muncă, dar vom vedea și asta. Max skill. Holy shit, am ajuns la level 10 programming Max can now hack supercomputers. What? Code monk. Cât de tare. Poate să facă hack la supercomputers, cred că o să fac o grămadă de bani chestia asta. Nu, asta o să fie foarte tare. More choices program. Hack supercomputer, ia uitați-l aici. Și câte lucruri pot să fac hack la... Ia uitați. Work performance, listserv, trust fund. Asta facem. După ce facem mobile app-ul, faza că trebuiască să și mănânce ceva. Cook, scrambled eggs, single serving, își face doar pentru el. Mă amuză cum se aude click-ul ăla. Ce faci, mă, lasă, dai cu mâna, dai cu pumnul mouse, săracu. Oh, asta miroase. A strâns cineva astea de afară până la urmă? Da, le-a strâns, numai că mai e una aici. Ei, și în felul ăsta nu mai primesc bad environment în casă, nu le mai dau un mood LED negativ. Grilled cheese. Uite că Andreea a făcut mai multe. A făcut 4. Bravo, ei. Mai e careva care are foame în glandă. Tu, du-te și grab a serving. Și ai nevoie de fun, așa că o să te trimitem aici, play game. Incredible Sports, faci un pic de mișcare. Am impresia că la Incredible Sports faci și mișcare, îți dă și fitness. Pe când la ălalalt nu. Că știți, de exemplu, mai e chestia pe Xbox Kinect și sunt tot fel de chestii de-astea cu sport și faci mișcare principal, asta e. Ceva de genul e și asta, numai că e mai avansat. Probabil o să ajungem și noi la nivelul ăsta în realitate cândva, dar momentan nu au reușit încă. Da, oricum, cât de tare ar fi să existe lucrul ăsta. Ia uitați. Și probabil ea dinăuntru vede ceva, adică vede ca și cum ar fi acolo. Noi nu vedem decât o parte din ce vede ea. Acum trebuie să apere la poartă sau ce face? Cred că da. Ok, Max is uncomfortable. De ce ești uncomfortable? Ce ai pățit? Ți-e foame. Păi du-te și ia niște grilled cheese. Trebuie să mai faci nimic de mâncare. Ia niște grilled cheese. Și ar merge, stai așa, în cât timp începi tu? În 2 zile începe. Independent consultant. Ok. More choices program. Continue making mobile app. Poți să mănânci în timp ce faci mobile app, oare? Nu cred. Deși ar trebui să meargă, dar... Ok. A reușit să picteze? Da, hai să le și vindem. Mic seeker. Collator. Stai așa. Să ai nevoie de energie, dar tu du-te și vinde tablourile astea. Să mai scotem niște bani pe ele. Sell to collector și sell to collector. Poți să dai și frame canvas, am impresia că poți după aia să le pui prin casă. Uite, asta chiar e mișto. Și asta cine l-a făcut? Max Junior Infinite. Ia uitați, el l-a făcut. Am făcut bănuți. Bă, faci bani destul de bine. Bine, având în vedere că investești 100 de bani când o faci, dar faci cam 75 și 25 am făcut. Am impresia că am făcut 100 pe amândouă. Nu e așa de rău, având în vedere că le faci rapid. Totuși, unde e una din astea? Eu aveam 3 aici. Dar așa era. Dar nu știu de ce una din ele lipsea. Nu mai aduc aminte. Poate nu le-am pus eu... Poate am scos din greșeală una. Așa. Bagă și pictează.
Deci level 3 painting. Deci mai are un pic până face level 3. Faza că nu mai are energie aproape deloc. Hai să o lăsăm să-și facă skill-ul la painting până una alta. Ok, și-a mărit skill-ul. Și acum... Oh, în 4 ore vrea să ducă el la muncă. Pe bune. Fugi la sleep, repede. Nici n-am văzut. Păi nici nu cred că ai timp să dormi foarte mult 4 ore. Și dacă nu te duci acum, cum îți spun eu, parcă nu puteai să te duci pe partea cealaltă, trebuia să trezești pe sora ta. Da, nu putea să doarmă cu ea în pai, adică na. Bun, ia să-și facă energia, cel puțin cât mai merge așa. Iar Max doarme. Totuși el începe în 2 zile, deci are timp să-și facă mobile app-ul și să mai facă ce mai e nevoie. O să ne mai uităm noi pe aici prin gallery și o să vedem ce mai putem pune. Dar ca de obicei, lăsați-mi în comentarii ce vreți să vedeți în episodul special de Halloween. Vom face un episod mai lung, mai zis, un episod special. Și în general când vor fi eventuri de-astea, Crăciunul sau cine știe ce chestii, vom face câte un episod special în The Sims și vom face lucruri faine. Cam atât pentru episodul de azi, sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, nu uitați să lăsați un like și un comentariu și ne auzim data viitoare. Pa, pa!